Rata anuală a inflației care măsoară evoluția prețurilor de consum în ultimul an a scăzut în luna iulie la 4,56%, de la 5,40% cât s-a înregistrat în luna precedentă. Asta arată datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Ușoara scădere a inflației din luna iulie bine după ce atât în iunie cât și în mai s-au înregistrat cote ridicate ale inflației, 5,40%, respectiv 5,41%. De altfel, inflația în țara noastră a crescut continuu în ultimele luni, începând cu septembrie 2017. În iulie 2018, față de aceeași lună anului trecut, prețurile mărfurilor nealimentare au urcat cu 6,23%, mărfurile alimentare s-au scumpit cu 3,42%, iar prețurile serviciilor au crescut și ele cu 2,68%. Miercuri, Banca Națională a României a revizuit în scădere prognoza de inflație pentru finalul acestui an de la 3,6% la 3,5%.